finele săptămânii trecute, fetele antrenate de Cătălin Tănase au pierdut cu 54-71 etapa a treia campionatului național Under-14 feminin, disputat cu CSS Ploiești. Un rezultat determinat și de circumstanțe nefavorabile. Echipa pe care o pregătesc, fetele sub 14 ani al CSS, au pierdut sau am pierdut meciul la Ploiești, 71-54 cu CSS Ploiești. În evoluția noastră s-a simțit lipsa unei jucătoare de bază din Iulia, care suferă de o accidentare la spate mai veche. Sper să o recuperăm în cel mai scurt timp, pentru că ne așteaptă un program competițional foarte încărcat în această săptămână. Acum urmează un adevărat maraton de meciuri. Startul a fost dat astăzi, 4 februarie, în sala Clubului Sportiv Școlar, alături de Phoenix Galați, care a pierdut categoric lupta în fața târgoviștencelor, scor 37-51. Chiar astăzi jucăm pe teren propriu restanța cu LPS Phoenix Galați, care trebuia să desfășoare în data de 26 și datorită vremii echipa din Galați nu a putut să sosească la Târgoviște. Mâine vom juca ultima etapă din faza de calificare pentru faza semifinală cu BC Star București la ora 15, tot în sala CSS, urmând ca joi să plecăm către Dej, unde se va desfășura turneul semifinal de U15, un turneu foarte greu, alături de noi vor mai participa ACS Champions București, campioana în titlu această categorie, CSS Timișoara, LPS Oradea, CSS Târgu Secuiesc și formația gazdă Lapideș. Basketbalistele Clubului Sportiv Școlar Târgoviște își vor disputa șansa și mâine 5 februarie, tot în fața propriilor suporteri, în cadrul campionatului național Under-14 feminin alături de BC Star București. Fără a face pauză, juvenilele vor continua să facă basket la foc automat și în perioada 7-9 februarie la Deș, unde va trebui să treacă cu brio de turneu semifinal din cadrul campionatului național Under-15. Sper să adunăm cât mai multe victorii, pentru că obiectivul la categoria sub 15 ani este accederea pe podium, dar vrem să o luăm treptat și primul pas este calificarea la turneul final, primele 8 echipe din țară. Avem șanse, sper ca să nu apară și accidentări în meciurile premergătoare.